Bună ziua, stimați elevi! Și bine v-am regăsit! O nouă temă, o nouă provocare la educație economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăescu și astăzi vă propun tema Drepturi și responsabilități ale consumatorului, protecția consumatorului. Cu această ocazie vom consolida propriile voastre cunoștințe și experiențe despre drepturile, dar și despre responsabilitățile consumatorilor. Vom viza și aspecte ce țin de reguli în acest domeniu. Să începem! Voi recunoașteți aceste două drepturi principale ale consumatorilor? Mai exact, dreptul de a fi protejați, respectiv dreptul de a fi informat. Relația dintre consumator și producător nu este întotdeauna bună, dar ea poate fi îmbunătățită dacă ambii își cunosc drepturile și responsabilitățile. Tu ești suficient de informat atunci când mergi la cumpărături? Cauți din timp aceste informații și le compari? Ei bine, iată și următoarele trei drepturi pe care vi le propun. Să poți alegi, să poți avea posibilitatea ca împreună cu alți clienți nemulțumiți să te asociezi și mai ales să primești prețul sau tariful achitat anterior în cazul în care condițiile de calitate ale produsului nu sunt respectate? Ei bine, toate aceste drepturi trebuie să fie respectate. În aceste secvențe vă propun să identificați și să enumerați trei responsabilități pe care le au aceste două cumpărătoare. Sunt convins că ați recunoscut câteva dintre acestea. În primul rând, informarea prealabilă cu privire la alegerea produsului, citirea informațiilor de pe etichete, verificarea produsului și, în fine, plata acestuia. Instituția ce are grijă ca drepturile consumatorilor să fie respectate este ANPC sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Cu siguranță ați recunoscut imaginea din dreapta. Nu uitați să solicitați la achiziționarea unui produs un bon fiscal sau o factură fiscală. Informațiile de pe bon sunt vitale. De ce? Pentru că aceste informații vă vor ajuta să recunoașteți condițiile pe care vânzătorul ar trebui să le respecte. Bonul fiscal din imagine include oare informațiile potrivite? Nu uitați că nu trebuie pierdut, pentru că în cazul unei probleme este necesar a fi prezentat producătorului, respectiv reprezentanților ANPC. Vă propun de asemenea să recunoașteți modul în care se completează o reclamație. Ea se impune doar după ce s-a încercat rezolvarea amiabilă a problemei cu producătorul sau vânzătorul. Se depune la ANPC cât mai aproape de sediul producătorului sau al vânzătorului, în format digital sau pe suport de hârtie, atașând și documente obligatorii precum bonul, chitanța, factura sau alte documente. Pornind de la acest material, de la experiența voastră și de la sintagma protecția consumatorului, vă propun să realizați rapid, împreună cu colegii, un nor de cuvinte pe care să-l includeți într-un proiect viitor. O lume cu consumatori inteligenți este o lume mai bună pentru toți. Dar haideți să ne gândim ce ar putea să facă un consumator nemulțumit de calitatea produselor achiziționate online. Știați că în interval de 14 zile puteți returna gratuit produsul achiziționat online? Adică vă puteți răzgândi din motive personale fără să justificați decizia? Și, în fine, să recapitulăm împreună drepturile consumatorului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă lecție. La revedere!